Salutare, bă, băieți, bine ați venit la un nou episod din Subsistențe. Bă, băieți, după cum am spus în episodul anterior, am modificat-o pe aici casa. Trebuia acum o grămadă de materiale să mai terminăm pe aici. Cred că ne trebuia, nu știu dacă mi-aduc aminte bine, cred că ne trebuia și cuie și o grămadă de chestii asta, așa să vedem dacă o apărut ceva cutii pe aici, pe lângă noi, ceea ce nu văd. Aici am pus la asta, cred că am pus să facem fier, nu? Da. Să facem fierul acum. Hai că ăsta merge încet așa, facem treabă cu el. Mai trebuie ceva generatoare, ceva de curent. Mie mi-ar trebui, bine, nu generatoare, mi-ar trebui ceva plus solare pentru curent. Oare la asta ce îmi trebuia? Îmi trebuia adezivul. Adezivul... Unde facem noi adezivul? Ia stai să vedem. Adezivul era pe aici undeva. Uite la aici. Îmi trebuie coarne, biocombustibil și cenușă. Uite și cenușa la ceva e de folos, vezi, biocombustibil și coarne. Coarnele astea trebuie să mai mergem la vânat, să mai prindem ceva pe aici. Avem ceva coarne puține. Bun, să ne gustă asta cu mâncarea campanaș, pe aia stai așa. Stai așa să vedem aici. Să băgăm ceva lemne aici. Așa. Bă, dar nu mai am lemne. Aoleu. Da, să-i dăm la asta să mănânce ceva carne. Te mai dăm de aici două bucăți, așa. Și am plecat, bă, băieți. Mergem să mai căutăm materiale. Mergem să mai luăm materiale, să mai luăm... lemne. Nici lemne nu mai avem. Avem nevoie de o grămadă de material aici. Deci de o grămadă de material. Bă, băieți. Hai să luăm și asta. Să mai luăm de aici ceva... Lemn nu mai am deloc. Nu știu, ori vine ploaia, cred că da. S-o cam întunecat afară. Dar cred că o să vină ploaia mai mult de sigur, mai mult ca sigur decât nu cred că o să întunece încă. Nu e poroi pe aici, am văzut. Uite acolo o cutie. Mai lăm, trebuie lemn la greu. Deci lemn la greu ne trebuie. Nu știu dacă nu o să fac un episod aparte în care nu o să filmez și cred că o să fac eu unde o să mă duc numai după lemne. O să film, nu o să filmez mica, o să mă duc să caut numai lemne în continuu, numai lemn. Așa nu o să mai am, după aia nu mă trebuiască să mai caut eu atâtea lemne pe aici. Pentru că lemne acum o să trebuiască, nu știu dacă mai am ceva în bază, nu știu acolo în cutiile alea, nu știu sigur. Am ceva buștean pe acolo, dar nu cred. Pentru că l-am folosit acum la casă. Am făcut multă scândură. Cred că și acum mai am scândură pe aici, nu? Da, mai am două, ce mai am, că nu mai am. Hai să luăm și fibra asta. Fibra m-am tot luat. Nu știu dacă avem vreun vânător pe aici. Aveam unul baza în față acolo. Am fost de câteva ori la el acolo. Uite, vezi, a venit ploaia. De ce am eu că o să vină ploaia? Asta este un pistolul ăsta. Mai avem ceva la el. Avem 7 și la asta. 5. Bun. Hai să mergem. Să mergem, bă, băi, să mai căutăm aici. Material. Uite, un lup acolo. Așa. Au, ce ploaie vine acum. Lupul ăla nu o să am eu treabă. Nu știu dacă are vreo cutie pe lângă, că după cum știți, cutiile cam unde sunt. Asta, uite baza lui ăla acolo. Mă duce iară până în baza lui ăla. Trebuie să păcea. Uite o cutie aici sus, acolo unde e găina. Cutiile apar pe unde apar animalele. Chiar tot timpul, dar... De exemplu, aici avem o găină și avem și fibra, avem și o cutie. Mă duc până la în bază. Nu mă zăpăcească, asta e problema. Stai să văd dacă am cu mine bandaj, am unul bun. Dar cumva sângeresc să... Uite acolo, ia de unde e lupul ăla, uite acolo, ba, nu e cutie, am crezut că e cutie, dar nu. O să-i dau la asta una. Așa. Oh,
Aia, dacă tot au fost lângă mine. Așa, bă, băieți, hai să iau ăsta de aici. Cupru. Să avem nevoie și de cupru. Văd o cutie acolo. Nu știu dacă e ăsta în bază. A, uite-l, uite-l, am văzut. Are și cască în cap. Asta să dăm un save. Dar cumva mă zăpăcește. Dar el copace acolo. Aici are două cutii lângă el, uite. Am văzut deja. I-am dat-o direct, mi-a dat și el una. Dar i-am dat-o. Avea cu casca asta în cap, dacă aș putea să le iau casca. Casca de aia noi n-avem. Trebuie și mie o casca de aia. Ai zis cum suna casca când dădeam în el? Așa că nu mai am, trebuie să fac rost de niște muloanțe, bă, băieți. Shotgun-ul-i pe nașpa. Stai așa să vedem care e ceva mâncare acolo. Ce bază și-a făcut el acolo. Dar pot să mai fac, am destulă muniție. Am găsit, cred că... Și acolo în față se vede ceva, dar nu cred. Cred că e un copac ceva, da. Vedem dacă are ceva aici pus la mâncare. L-a gătit aici, la foc. Vedem, a făcut ceva asta. Uite. Am găsit un iepuroi aici. Aici nu are nimic. Uite ce bază și-a făcut el aici. Asta ce sunt? Căpșuni. Aici avem o fibră. Asta-s puțin să văd dacă pot să fac pentru shotgun. Trebuie pentru shotgun. Și astea sunt de pușcă. Una, două, trei, două. Dar nu mai pot să fac acum. Aici în față nu știu dacă n-avem un lup. Era lupul ăla, nu știu acum dacă... Stai să vedem dacă e pe aici prin zonă. O cutie unde-i. Să vedem unde-i cutia. Uite-l acolo lupul. Am să-l las în pace acum pe domnul lupul ăla, că nu mi-l treaba aici pe cu mine, să am destulă carne. A, dar uite că nu mă las el pe mine în pace, asta e problema. Îmi vine o coace, mă, haide. Ia deci. Văd că nu mă lași tu în pace, am vrut să te las în pace, dar tu, dacă tot insisti, vine un coace. Bun, hai să vedem. Deci aici mai avem. Așa. Aici avem pe full. Mai tem aici, nu mai putem să tăiem aici, tăiat. Acum mai apărut ceva pe aici, pe lângă noi. Ar trebui ceva uie. Și bine, mai trebuie să facem ceva tablă. Acolo avem un de-asta mare. Hai să-l prindem. Ia stai așa. I-am tras două. Vedem câtă viață mai are. Tras de două ori în el, ia. Are multă viață, stai. Ce vorbești, tu ce fuge. Bă, dar m-au atacat. Deci m-au atacat, dar i-am dat-o. Hai să vedem cine dă ăsta. Uite, coarne. A, uite, ce carne avem aici. A, avem treabă. Avem carne bună.
Trebuie o pușcă mai bună. Trebuie să încerc să fac o pușcă mai bună ca shotgun-ul. E o pușcă mai jos acolo, am văzut pușca aia. Aia nu mai știu exact unde se face, trebuie să vedem. Ia stai să văd ceva. Deci avem aici la masa asta de lucru, ce putem să facem? Uite asta. Shotgun-ul, a, asta era cu două țevi. Pușcă de pârghie și mai aveam aici shotgun-ul și pușca asta. Pușca asta îmi trebuia așa. Îmi trebuia fragment de fier, 15. Vreau să fac asta. 15 de fragment de fier. Câte avem aici? Avem 11. Au, trebuie să mai punem, stai așa, fier. Îmi trebuie fier. Vreau să fac pușca aia. Pușca aia e mai șmecheră decât e. Arată acolo, spun să topim niște grăsime de asta că avem aici, uite așa. Punem și ceva carne aici la prăjit, dacă tot stăm pe aici, prin zonă. Și mă, de ce nu vreau să... A, poate fi gătită sau tăiată. Tăiată în jumătăți. Păi și unde? A, și mi-a dat, cred că astea, nu? Putem să o las în bucată mare. Băgăm direct, astea trebuie prăjite. Trebuie prăjită alea bună. Îmi trebuie să, deci am să vreau să-mi fac pușca asta. Pușca asta am tot ce-mi trebuie în afară de fragmentele de fier și scândură. Scândura am să o fac, nu e problemă cu scândura. Vreau să văd unde mi-am pus astea aici. Lăsați așa să vedem. Deci aici. Îmi trebuie fragmente de fier. Unde sunt fragmentele de fier? Astea, deci, astea ce sunt? Potasiu, cupru, zincu. Astea ce sunt? Fragmente de fier. A, stai că am, cred că am tot. Ia stați așa, cred că avem tot ce ne trebuie, nu? Scândură mai trebuie, scândură, scândură, facem acum. Câte scânduri îmi trebuie? Și unde asta, uite, și asta arată mișto tare. Și unde asta am să-mi fac? Componente de-astea, de-astea am tot mai găsit de la ăștia și cred că mai am. Deci așa, scândură îmi trebuie, mai trebuie așa, bun. Componente de-alea, componente... De asta așa. Câte de asta îmi trebuia? 5. Avem 4. Mai trebuie unul. Mai am pe aici. A, am. Păi uite câte am. Stai așa că fac și unde ăla. Și unde ăla fac? Și unde stă așa? Uitați ce arme ne facem noi acum. Dar prieten, fac asta. O să-mi trebuiască material de asta. Stai că mai avem material aici să luăm material. Facem așa. Facem asta. Facem asta. Bun. Acum am să pun aici... Tot ce nu mai este nevoie, astea, astea de fier, să pun asta, nu știu aici, cred că aici, nu știu, avem, avem de-astea undeva, coarne de-astea, mă, aici, astea nu prea am de-astea, vezi, punem ăsta, ăsta, râmele astea, astea le dau la ăsta să mânce, pun ăsta aici, dar astea nu, că vreau să-mi fac ceva acum, imediat am să fac din ele, coarda, pun astea aici, stai așa să vedem ce avem pe aici. O să-i dăm să mânce la băiatul meu. Așa, punem și astea, penele. Așa, au, carnea. Cred că s-o și arsă. Ia stai să vedem. A, nu cred că s-o arsă. Nu, bun. Punem astea la prăjit. Asta ce e? Apă proaspătă. Ia stai așa. Am făcut pușca asta și pistolul ăsta. Ia să vedem pușca asta. La pușca asta ce îmi trebuie? Deci îmi trebuie de astea. Bun, hai să dăm un. Asta să dau la asta apă. Așa. Asta am să o pun pe 1. Asta am să o pun pe 2. Asta am să pun aici apă, am să o las acolo. Punem așa. Fiți atenți, așa facem. Deci la 1. Am un glonț, cred că am. Nu singur, dar mai am, pentru că de asta știu că am. Pentru asta iar am. Stați așa că avem, avem cartușe. Uite aici, avem aici și aici. Nu știu dacă am și în partea cealaltă, dar o să mă uit acum. Am să las și cu ele aici. Am și aici.
Să le pun aici și și aici. Bun. A, uitați, aici ce armă avem, bă, băieți. A, uitați ce armă avem. Ce armă periculoasă avem, bă, băieți. Și ce pistol. Ce vorbim. Ia uite ce merg astea. Astea cred că o să merg acum. O să rămân nimic aici, trebuie să fac ceva, dar nu o să fac acum. Vreau să fac un bandaj. O, stai să bag carne aici. A, ce-mi băgă numai una? A, nu, toate. Stai să fiu și asta că mi se arde. Așa. Stă bine cu tot ăsta, nu? Da, bun, hai să băgăm și astea aici, să nu se strice. Și am plecat. Hai să probăm puțin armele. Cele noi. Uite, pe un lup. Avem un lup aici. Ia uite aici. Ce am făcut, mă? Bă, dar de ce numere? Bă, dar ce am făcut? Am tras cam rău. Rău, dar rău de tot am tras, nu așa? Ia stai așa, mă. Aia trebuie să meargă mult mai bine. De ce facem aici? Mi-a luat ăla că vreau să fac ceva bandaje. Unde sunt bandajele? Uite, sunt aici. Una, două bandaje, măcar să avem două bandaje. Bă, dar ce rău am tras. Uite, avem două cutii chiar lângă noi. Ia stai așa puțin să văd și am să trag și cu ăsta să văd cum merge. Nu știu, mie tot shotgun-ul mi se pare că merge mult mai bine. Nu știu de ce, dar așa mi se pare mie. Hai să mai luăm de pe aici și pistol. Normal trebuie să meargă mai mult mai bine asta. Bine, am tras două. Cu shotgun-ul tragi una, dar trag și cu pistolul să-l atrag. Dar cred că cu shotgun-ul. Bine, cu shotgun-ul de aproape normal una, ai tras și gata. Dacă ești lângă el. Ia să încercăm cu lupul ăsta, cu pistolul ăsta. Ia să vedem. Dar tu nu mergi de la... Două. Bine, două. Merge destul de mișto și pistolul ăla, dar nu știu. Tot de mai aproape... Toate de aproape, de aproape, să fie aproape de ele. Mie mi-ar place să, nu știu, și ăla, pușca aia, pușca aia, cum aia e bună de tot, pușca aia ce o avem. Să-mi mai luăm ceva lemne. Și pușca și, uite, avem o găină aici și avem aici și o cutie. Asta e mișto. Fac, uite, și un bandaj. Când îmi fac bandaje, îmi dă bandaje. Când am bandaje, deci aici îți dă, mai te păcălești așa. Luăm și asta. Să mai fac ceva curent. Trebuie să fac rost de clay de ăla. Trebuie să prind ceva animale de alea. Să fac clay. Și să mă, să-mi fac o placă de aia solară. Și nu mai știu ce mai dă curent. Placă și cred că pot să fac și de aia elice de aia, nu știu sigur. Stai să văd, că nu mai știu, nu am uitat să vedem care e în cele mai multe, mai puține resurse și care le pot să găsesc și mai repede, bineînțeles că dacă acum deja, bă, uite, ursulache, ursulache cu asta pot, cu asta nu știu, dar cu aia prima sigur pot. I-am dat două la ursulache, e gata, dar n-am treabă acum cu el, vreau să mă duc să mai iau ceva cu păcii de pe aici, nu mai am nici scânduri, bă, băiezu. Suntem pe nașpa. Fără scândură, fără nimic. Suntem ai de capul nostru. A să mai fac, trebuiască să mai fac o grămadă de scândură. O să mai caut și fier. Fier iară mai trebuie. Fierul l-am folosit acum acolo. Să mai punem, să mai stragem ceva fier. Hai să vedem pe aici, pe la ăștia. Ne dă ceva să mai spargem ceva. O târnăcopul, ia. Mai dă ceva pietre pe aici, uite, bă, uite, de cupru. Hai de-o. Stai că trebuie să mă pun jos, că asta nu... Cupru. Și asta nu mai știu ce e. Ce e asta? Zinc. Bun. Și zinc și cupru. Hai, suntem aici în partea asta, o să se întunece și oricum nu o să mai fac mare lucru pe aici.
ce îmi place și m-a surprins tare mult, v-am și zis, v-am și arătat, cred că pe harta asta, bă, băieți, noi vedem pe aia. Când vine aia pe mine, de exemplu, îi văd baza lor, deci baza lui ăla e pe aici, pe undeva. Acum, de exemplu, acum nu se vede, dar când are focul făcut, noaptea se văd. Să văd ei pe aici, pur și simplu îi vezi. Normal și baza lui trebuia să vadă acum, dar nu știu zicea pe unde e. În zona asta? Nu știu sigur. Aole, sunt întunecat, hai să mergem aici. Asta e așa. Trebuie aici, fiți atenți. Deci focul merge. Avem combustibil, avem bun. O să dau așa, să băgăm lemn. Așa. Găsim asta, avem aici, așa am făcut. Să prind becul. Aici am pus asta, am să mai pun ceva fier. Unde e fierul? Cupru, hai să punem și cupru, uite așa. O să-l pun aici, după aia o să-l punem acolo. Să punem asta la prăjit. Așa, că după aia dacă nu să... Așa, punem grăsime. Să-l punem aici, ăsta-l pun aici, uile le pun aici. Bun. De ce merge asta? De exemplu, noi acum, curentul, avem 486 la curent. Îmi intră 33, 0,33 și mi-a să 0,8. O să trebuie să mai fac un bec. Uite aici, un bec. Ce trebuie de astea? Bun, hai să mai facem un bec, fii atent aici. Îmi trebuia scândura, am componente electrice și resturi metalice. Componente electrice și resturi metalice. Astea. Vreau să mai fac un bec. Așa. Pentru că nu prea avem lumină aici, am să-l pun, nici nu știu unde am să-l pun, am să-l pun, cred că în partea asta aici. Undeva, sau acolo, uite în colțul ăsta aici. Aici am să-l pun. Luminează mai mult sau chiar, cred că acolo am să-l pun, asta, hai să vedem. Îl pun aici, prima dată. Și îl pun aici și dăm un 1 și am să-l pun. De exemplu, colțul nu mă lasă să mă duvezi. Dacă îl pun aici, în lumină aici, ia, îl punem aici. Așa, bă, băiți, avem lumină, avem lumină și lângă astea aici. O să-mi iasă mai mult acum. Ia să vedem cât curent ne ia acum. 0,9, hai că nu e așa mult. Asta e bună, asta ce am pus-o, asta e bună. Extractorul ăsta, ia uite. Pun acum astea aici, stați așa că ar trebui să pun și astea de aici, cele mai am. O să le pun toate, să extrag tot ce am acolo. O să iau astea de aici. Le pun astea aici, asta pun aici. A, uite, n-am lemne, uite ce ele, câte lemne am aici. Astea aici, cu ele avem acolo. Așa, stai să vedem ce avem aici. O, și cuie, mai avem și partea aia. Avem la cuie. Să trebuiască să mă apuc aici de treabă, stai să iau astea. O să le pun aici. După aceea le mutăm noi, uite așa. Așa, uite, avem și astea. Stai să pun și astea aici, să știu că aici am restul, am fragmente de fier, aici avem cupru, aici o să avem potasiu și zincul. Astea o să meargă încet, încet, o să facă ei treaba aici. Bun. Ia să vedem cum stă un curentul. 157 la curent. Asta ia mult curent. Nu știu, 50. Nu ia ceva. Aveți și două becuri și oricum e normal, e și noapte, e și... Acum n-ai ce face. Oricum am făcut ceva progrese, am făcut o armă, băieți, o să încerc să fac și să-mi termin și casa, o să vedem. Lăsăm aici episodul, sper că v-a plăcut, până data viitoare v-am salutat, o să ne vedem în următorul episod, poate facem și un live cu joculețul sau să avansăm mai mult în joc, pentru că am avansat, dar puțin. Dacă suntem un live și facem un live de 3-4 ore, normal că o să avansăm mult mai mult, o să vedem. Până data viitoare v-am salutat, pa!